Cei șase candidați înscriși pentru ocuparea funcției de procuror șef al DNA vor susține interviurile la începutul săptămânii viitoare. Anunțul a fost făcut de ministrul justiției Tudorel Toader. Luni vor fi intervievați Sorin Armeanu, Andrei Bodean și Adina Florea. Marți, procurorul militar Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea și Paula Nicoleta Tănase vor discuta cu ministrul justiției. Rezultatele selecției pentru șefia DNA vor fi anunțate public în 6 septembrie. În cazul în care ministrul justiției se va hotărâ asupra unui nume, acesta va face o nominalizare pentru postul de procuror șef al DNA iar președintele României va avea ultimul cuvânt în numirea acestuia. Funcția de procuror șef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Coduța și a fost revocată din funcție printr-un decret emis în data de 9 iulie de președintele Claus Iohannis.